Anii petrecuți de mine la Bürgözi, Clinica Universitară Psihiatrică din Zurich, au fost anii mei de ucenicie. În prim planul interesului și al cercetării mele stătea întrebarea arzătoare: ce se petrece în bolnavii mental? Era ceva ce încă nu înțelegeam pe atunci, iar printre colegii mei nu se găsea nici unul pe care să-l fi preocupat această problemă. Învățământul psihiatric căuta să facă abstracție, ca să spunem așa, de personalitatea bolnavă, mulțumindu-se cu diagnostice, cu descrieri de simptome și cu statistici. Pornind de la așa zisul punct de vedere clinic predominant atunci, medicii nu se ocupau de bolnavul mental ca om, ca individualitate, ci trebuiau să-l trateze pe pacientul numărul X, care avea o listă lungă de diagnostice și simptome. Era etichetat, marcat cu un diagnostic. Și cu asta cazul era în cea mai mare parte rezolvat. Psihologia bolnavului mental nu juca absolut niciun rol. În această situație, Freud a devenit pentru mine esențial și asta mai ales prin cercetările lui fundamentale în domeniul psihologiei isteriei și a visului. Concepțiile sale mi-au arătat ce cale să urmez spre alte cercetări și spre înțelegerea cazurilor individuale. Freud a introdus în psihiatrie problema psihologică, deși el însuși nu era psihiatru, ci neurolog. Îmi aduc încă bine aminte de un caz care m-a impresionat profund la vremea lui. Era vorba despre o femeie tânără care fusese internată cu eticheta melancolie și se găsea în secția mea. S-au făcut investigațiile cu aceeași grijă ca de obicei: anamneză, teste, examinări fizice și așa mai departe. Diagnosticul: schizofrenie sau, cum se spunea pe atunci, demenția precox. Pronosticul: negativ. Mai întâi n-am îndrăznit să mă îndoiesc de diagnostic. Eram încă tânăr, începător în meserie și n-aș fi cuteza să pun un diagnostic diferit. Și totuși, cazul mi se părea ciudat. Aveam senzația că n-ar fi vorba despre schizofrenie, ci despre o depresie obișnuită. Și mi-am propus să examinez pacienta după metodele mele personale. Mă ocupam pe vremea aceea de studii diagnostice pe baza metodei asociațiilor. Așa că am supus-o experimentului asociativ. În plus, am discutat cu ea despre visele ei. Am reușit astfel să iluminez trecutul și să aflu elemente esențiale, care nu se clarificaseră prin anamneza curentă. Am căpătat informațiile, ca să zic așa, direct de la inconștient și din ele a rezultat o poveste sumbră și tragică. Înainte ca femeia să se fi căsătorit, cunoscuse un bărbat, fiul unui mare industriaș, care stârnea interesul tuturor fetelor din prejur. Fiind foarte drăguță, ea crezuse că el o place și că are șanse la el, dar el nu părea să-i acorde vreo atenție deosebită, așa că ea s-a măritat cu altul. 5 ani mai târziu a primit vizita unui vechi prieten. Au evocat împreună amintiri și cu această ocazie prietenul i-a spus: când v-ați căsătorit, cineva a avut un șoc. Domnul X al dumneavoastră, adică fiul marelui industriaș. Acesta a fost momentul. În acea clipă s-a declanșat depresia, care în câteva săptămâni a dus la catastrofă. Într-o zi își îmbăia copiii, mai întâi pe fetița de 4 ani și apoi pe băiețelul de 2 ani. Trăia într-o regiune în care alimentarea cu apă nu era impecabilă din punct de vedere igienic.
Exista apă pură de izvor pentru băut și apă de râu nepotabilă, infectată, pentru baie și spălat. În timp ce își învăia fetița, a văzut-o sugând buretele, dar n-a împiedicat-o. Fiului ei a dat chiar să bea un pahar cu apă nepurificată. A făcut-o, bineînțeles, în mod inconștient sau doar semiconștient, căci deja începea să fie marcată de depresia incipientă. Puțin după aceea, la capătul perioadei de incubație, fetița s-a îmbolnăvit de febră tifoidă și a murit. Era copilul ei preferat. Băiatul nu se contaminase. În acel moment, depresia a devenit acută și femeia a fost internată în spital. Din experimentul asociativ, dedusesem faptul că era o criminală, precum și numeroase amănunte legate de secretul ei, și mi-a fost limpede că aici exista un motiv suficient pentru depresia ei. Era, în esență, un caz de tulburare psihogenă. Care era situația ei din punct de vedere terapeutic? Până atunci se administraseră narcotice din cauza insomniilor și, fiind suspectă că va încerca să se sinucidă, era ținută sub supraveghere. În rest, nu se făcuse nimic. Sănătatea ei fizică era bună. M-am văzut acum pus în fața dilemei. Să vorbesc cu ea deschis sau nu? Să întreprind marea încercare. Însemna pentru mine o problemă grea de conștiință, un neasemuit conflict al datoriei. Însă trebuia să-l rezolv singur, eu cu mine însumi, căci dacă mi-aș fi întrebat colegii, pe semne că m-ar fi prevenit. Pentru numele lui Dumnezeu, să nu-i spuneți femei astfel de lucruri, n-ați face-o decât să-și iasă și mai rău din minți. După părerea mea, efectul putea fi însă și contrar. De altfel, în psihologie nu există mai niciodată un adevăr univoc. Se poate răspunde la o întrebare într-un fel sau altul, în măsura în care se ține sau nu cont de factorii inconștienți. Firește, eram conștient și de riscul pe care mi-l asumam. Dacă pacienta ajungea în infern, mă trăgea și pe mine după ea. M-am hotărât totuși să risc o terapie, al cărei punct de pornire mi-era foarte nesigur. I-am spus tot ce descoperisem prin experimentul asociativ. Vă puteți imagina cât de greu mi-a venit. Nu e lucru ușor să-i spui cuiva în față că a comis o crimă. Și a fost tragic pentru pacientă să audă cele rostite de mine și să le accepte. Dar efectul a fost că 14 zile mai târziu a putut fi externată și că n-a mai ajuns niciodată în viață într-un spital de boli mentale. M-au mai determinat și alte motive să păstrez secretul față de colegii mei. Mă temeam că ar discuta despre caz și că ar putea ridica anumite probleme legale. E adevărat că nu se putea aduce nici o probă împotriva pacientei, totuși o asemenea discuție ar fi putut avea consecințe catastrofale pentru ea. Mi se părea mai folositor să se întoarcă la viață pentru a-și ispăși acolo vina. Soarta o pedepsise suficient. Părăsind spitalul, a plecat cu o mare povară pe umeri. Era crucea ei și trebuia să o poarte. Ispășirea începuse deja odată cu depresia și internarea în spital, iar pierderea copilului constituia pentru ea o imensă durere. În multe cazuri psihiatrice, pacientul deține o poveste care nu a fost relatată și pe care de regulă nu știe nimeni. Pentru mine, terapia propriu-zisă începe abia după analizarea acestei istorii personale. Ea reprezintă secretul pacientului, secretul care l-a făcut să se prăbușească. Totodată, ea conține cheia către tratamentul lui.
Medicul trebuie doar să știe cum să procedeze ca să o afle. Trebuie să pună întrebările care îl vizează pe om în întregime și nu numai în simptomul său. În majoritatea cazurilor, explorarea materialului conștient nu ajunge. În anumite împrejurări, experimentul asociativ poate deschide și ușura accesul, la fel și interpretarea viselor sau contactul uman îndelungat și răbdător cu pacientul. În 1905 am obținut titlul de docent, am predat cursul de psihiatrie la Universitatea din Zurich și tot în același an am devenit medic șef la Clinica Psihiatrică Universitară. Am ocupat acest post timp de 4 ani. După aceea, în 1909, am fost nevoit să renunț la el, întrucât aveam de lucru până peste cap. În decursul anilor, clientela mea particulară devenise atât de numeroasă încât nu mai țineam pasul cu munca. Mi-am continuat însă activitatea profesorală până în anul 1913. Predam psihopatologia și, bineînțeles, fundamentele psihanalizei freudiene, precum și psihologia primitivilor. Acestea erau materiile principale. În primele semestre m-am ocupat la cursuri mai ales de hipnoză. Mai târziu, problema psihanalizei freudiene a ajuns în prim plan. Și la cursurile asupra hipnozei mă interesam de povestea personală a pacienților pe care îi prezentam studenților. Am încă limpede în minte unul dintre cazuri. A venit o dată la mine o femeie mai în vârstă, de vreo 58 de ani, care părea să aibă o atitudine religioasă în fața vieții. Mergea în cârje, condusă de slujnica ei. Suferea de 17 ani de o paralizie dureroasă a piciorului stâng. Am așezat-o într-un scaun comod și am rugat-o să-mi spună povestea ei. A început să povestească și să se lamenteze și astfel a ieșit la iveală întreaga istoria bolii ei cu toate elementele și împrejurările caracteristice. În cele din urmă am întrerupt-o și am spus: ei bine, nu mai avem timp să ne întindem la vorbă. Acum trebuie să vă hipnotizez. Nici n-am rostit bine aceste cuvinte, că a închis ochii și a căzut într-o transă profundă, fără niciun fel de hipnoză. M-am mirat, dar am lăsat-o în pace. Vorbea fără oprire și povestea visele cele mai stranii, care reprezenta o experiență destul de adâncă a inconștientului. Am înțeles asta însă mult mai târziu. Atunci am presupus că era un fel de delir, dar situația a fost cam neplăcută. Erau de față 20 de studenți cărora doream să le fac demonstrația unei hipnoze. Când după o jumătate de oră am vrut să o trezesc, n-am reușit. M-am alarmat și mi-a venit ideea că s-ar putea să am până la urmă de a face cu un caz de psihoză latentă. Au trecut aproximativ 10 minute până ce am izbutit să o trezesc. În acest timp a trebuit să fac în așa fel încât studenții să nu-mi simtă panica. Atunci când și-a revenit, femeia era amețită și confuză. Am încercat să o liniștesc. Eu sunt doctorul și totul este în ordine. La care a izbucnit strigând: dar m-am vindecat. Și-a aruncat cârjele și a mers. M-am roșit tot și le-am spus studenților: acum ați văzut ce se poate obține prin hipnoză. N-aveam însă nici cea mai vagă idee despre ce se întâmplase. A fost una dintre experiențele care m-au determinat să renunț la hipnoză. Nu pricepeam ce se petrecuse în realitate, dar femeia se făcuse într-adevăr bine și a plecat fericită de acolo.
Am rugat-o să mă țină la curent cu starea ei, căci prevedeam o recidivă în cel mult 24 de ore. Însă durerile nu i-au revenit, așa că a trebuit, în ciuda scepticismului meu, să accept realitatea vindecării ei. La primul curs din semestrul de vară al anului următor a apărut din nou. De asta dată se plângea de dureri violente de spate care surveniseră abia de curând. Nu mi se părea exclus ca ele să aibă un oarecare raport cu reluarea prelegerilor mele. Poate citise în ziar anunțul cursului meu. Am întrebat-o când începuseră durerile și ce le declanșase. Nu și-aducea însă aminte să se fi întâmplat ceva anume la un moment dat și nu găsea pur și simplu nicio explicație. Într-un târziu am scos de la ea că durerile se instalaseră într-adevăr în clipa în care îi picase sub ochi anunțul cursurilor mele apărut în ziar. Asta mi-a confirmat bănuiala, dar tot n-am priceput ce putuse determina tămăduirea miraculoasă. Am hipnotizat-o din nou, adică a căzut ca și prima dată, spontan în transă, după care n-am mai avut dureri. După prelegere am reținut-o pentru a afla amănunte din viața ei. Am constatat astfel că avea un fiu bolnav mental internat la clinică în secția mea. Nu știusem nimic, fiindcă ea purta numele celui de-al doilea soț, în vreme ce fiul provenea din prima ei căsătorie. Era singurul ei copil. Bineînțeles că sperase să aibă un băiat înzestrat și plin de succese și a fost profund deziluzionată când el s-a îmbolnăvit psihic încă din anii fragezi. Pe atunci eram un medic tânăr care întruchipa întocmai idealul ei de fiu. De aceea, dorințele ei ambițioase, pe care le nutrea ca mamă de erou, s-au răsfrânt asupra mea. M-a adoptat, ca să zicem așa, ca fiu, și și-a anunțat urbi et orbi, vindecarea miraculoasă. Pe plan local îi datoram într-adevăr renumele meu de magician și, cum povestea s-a răspândit curând, și primii mei pacienți particulari. Practica mea psihoterapeutică a început cu faptul că o mamă mă pusese în locul fiului ei bolnav mental. Firește, i-am explicat corelațiile, iar ea a recepționat și a acceptat totul cu o mare putere de înțelegere. Nu a mai avut niciodată vreo recidivă. Asta a fost prima mea experiență terapeutică reală, aș putea spune prima mea analiză. Îmi amintesc limpede discuția mea cu acea femeie. Era inteligentă și extraordinar de recunoscătoare pentru că o luasem în serios și manifestasem un viu interes pentru destinul ei și al fiului ei. Asta o ajutase. La început am aplicat hipnoza și în cabinetul meu particular, dar am renunțat foarte curând la ea, deoarece astfel nu faci decât să bâșbui prin întuneric. Nu știi niciodată cât timp durează un progres sau o vindecare, iar eu am refuzat întotdeauna să acționez în incertitudine. Îmi plăcea la fel de puțin să fiu eu cel care decide ce ar trebui să facă pacientul. Eram mult mai interesat să aflu chiar de la pacient în ce direcție se va dezvolta acesta în mod natural. În acest scop aveam nevoie de analiza atentă a viselor și a altor manifestări ale inconștientului. În anii 1904-1905 am amenajat un laborator de psihopatologie experimentală la clinica psihiatrică. Aveam acolo un număr de elevi cu care cercetam reacțiile psihice, adică asociațiile Frank Ricklin,
senior era colaboratorul meu. Ludwig Biswanger și-a scris atunci teza de doctorat cu privire la experimentul asociativ în relație cu efectul psihogalvanic, iar eu mi-am compus lucrarea despre diagnosticul psihologic al stării de fapt. Erau și câțiva americani, printre care Carl Peterson și Charles Richter. Lucrările lor au apărut în reviste americane de specialitate. Studiilor mele asupra asociațiilor le datorez faptul că am fost invitat mai târziu, în anul 1909, la Clark University, unde urma să conferențiez despre munca și lucrările mele. Concomitent și independent de mine a fost invitat Freud. Mi s-a acordat amândurora titlul de Doctor of Laws Honoris Causa. Tot datorită experimentului asociativ și celui psihogalvanic, am devenit cunoscut în America. Curând au sosit la mine numeroși pacienți de acolo. Îmi amintesc încă bine de unul dintre primele cazuri. Un coleg american îmi trimisese un bolnav. Diagnosticul suna neurastenie alcoolică. Pronosticul era incurabil. Din prudență, colegul meu îi dăduse deja pacientului sfatul de a se adresa la Berlin unei anumite autorități în neurologie, căci prevedea că încercarea mea de a-l trata nu avea să ducă la nimic. Bolnavul a intrat la consultație și, după ce am stat puțin cu el de vorbă, am văzut că omul suferea de o nevroză obișnuită, de a cărei origine psihică nu avea nici cea mai mică idee. Am făcut cu el experimentul asociativ și am descoperit cu această ocazie că suferea de pe urma unui complex matern formidabil. Provenea dintr-o familie bogată și stimată, avea o soție simpatică și era, s-ar putea spune, lipsit de griji în aparență. Doar că bea prea mult în încercarea disperată de a se narcotiza și a uitat de situația lui apăsătoare. Bineînțeles că nu reușea să scape în acest fel de greutăți. Mama lui era proprietarea unei întreprinderi mari, iar fiul, neobișnuit de dotat, deținea în cadrul acesteia o funcție de conducere. De fapt, ar fi trebuit să renunțe de mult la subordonarea apăsătoare față de mamă, dar nu se putea decide să-și sacrifice poziția excelentă. Așa că a rămas încătușat de mamă, fiindcă ei îi datora situația. De fiecare dată când era împreună cu ea sau trebuia să accepte o intervenție a ei, începea să bea spre a-și înăbuși afectele, respectiv a se elibera de ele. În fond, el nici nu voia să iasă din cuibul călduț, ci se lăsa ademenit de bunăstare și confort, împotriva propriului instinct. După un tratament scurt, a renunțat la băutură și s-a considerat vindecat. Dar eu i-am spus: nu garantez că nu veți ajunge din nou în aceeași stare dacă vă întoarceți la vechea dumneavoastră situație. Nu m-a crezut însă și s-a întors acasă în America bine dispus. De îndată ce s-a trezit iarăși sub influența mamei, are început să bea. Într-o zi am fost chemat de ea în timpul unui sejur al ei în Elveția pentru o consultație. Era o femeie inteligentă, dar posedată de un formidabil demon al puterii. Am văzut cui ar fi trebuit să-i se opună fiul și am știut că nu avea forța necesară spre a-i rezista. Și din punct de vedere fizic, el era o apariție delicată și pur și simplu nu putea să-i facă față mamei. Prin urmare, m-am decis pentru o lovitură de forță. Fără știrea lui, am pregătit pentru mama sa un certificat
Atestând că din cauza alcoolismului el nu-și mai putea îndeplini obligațiile impuse de poziția deținută în afacerea ei. Trebuia să fie eliberat din funcție. Acest sfat a și fost pus în aplicare și e firesc că fiul s-a furiat pe mine. Ceea ce întreprinsesem aici nu se prea împacă în mod normal cu conștiința medicului. Știam însă că sunt constrâns să iau vina asupra mea, spre binele pacientului. Cum a evoluat aceasta în continuare? Fiind acum separat de mamă, a reușit să-și dezvolte personalitatea. A făcut o carieră strălucită, în ciuda sau tocmai datorită tratamentului drastic la care îl supusesem. Soția lui mi-a fost recunoscătoare, căci bărbatul ei nu numai că își învinsese alcoolismul, ci își urma acum calea proprie cu cel mai mare succes. Ani de zile am avut conștiința încărcată față de el, din cauza că întocmisem certificatul pe ascuns. Știam însă exact că numai un act de forță îl putea salva. I-a dispărut astfel și nevroza. Mai este un caz pe care nu l-am uitat. O doamnă a venit la orele mele de consultație. A refuzat să-și pună numele. Acesta nu era relevant, zicea ea, deoarece nu avea de gând să mă consulte decât o singură dată. Aparținea evident păturilor înalte ale societății. Pretindea că ar fi fost doctoriță. Ce avea să-mi comunice era o mărturisire. Cu 20 de ani în urmă, comisese o crimă din gelozie. Își otrăvise cea mai bună prietenă, deoarece dorea să se mărite cu soțul aceleia. După părerea ei, o crimă nu conta câtă vreme nu era descoperită. Dacă voia să-l ia în căsătorie pe soțul prietenei ei, atunci putea să o elimine pur și simplu din cale. Acesta era punctul ei de vedere. Nu lua în considerare niciun fel de scrupule morale. Iar apoi, cei drept s-a căsătorit cu acel bărbat, dar el a murit foarte curând, relativ tânăr. În anii următori s-au petrecut lucruri stranii. Fiecare rezultată din căsătoria lor a încercat să se îndepărteze de mama ei, de îndată ce a crescut mare. S-a măritat de tânără și s-a retras tot mai mult, dispărând în cele din urmă din anturajul mamei ei, care a pierdut orice contact cu ea. Femeia era o călăreață pasionată și avea mai mulți cai care îi captau interesul. Într-o zi a constatat că animalele au început să devină nervoase sub ea. Chiar și calul ei preferat se speria de ea, se cabra și o arunca din șa. În cele din urmă a fost nevoită să renunțe la călărie. S-a apropiat atunci mai mult de câinii ei. Avea un câine lup deosebit de frumos, de care era foarte legată. Și iată că întâmplarea a făcut ca tocmai acest câine să paralizeze. Paharul se umpluse și femeia se simțea terminată din punct de vedere moral. Trebuia să se spovedească și a venit la mine în acest scop. Era o ucigașă, dar în plus se omorâse și pe sine. Căci cine comite o asemenea crimă își distruge sufletul. Cine ucide s-a condamnat deja singur. Dacă cineva a comis o crimă și este prins, atunci îl ajunge pedeapsa judiciară. Dacă a făcut-o ascuns, fără a fi conștient de fapt în plan moral și rămâne nedescoperit, atunci pedeapsa tot îl va ajunge, după cum o arată cazul nostru. Până la urmă, crima iese la lumină. Uneori ți se pare că și animalele și plantele știu.